Sunteți de 8 ani la fumat, sunteți cel mai longeviv antrenor, poate chiar și din Liga 3, nu știu, Liga 1, Liga 2, sigur. Cum ați reușit această performanță? Da, e adevărat, în vară se împlinesc 8 ani din 2010, sunt la fumați. Cum am reușit performanța, nu știm, trebuie să întrebăm conducerea. Înseamnă că sunt nemulțumiți de mine și din cauza aia mi-au dat continuitate. Da, într-adevăr, se împlinesc 8 ani și am reușit cu o muncă în continuu și cu acești băieți care am plecat de la Liga 4 și am reușit să ajungem până la Liga 2 și cu, spun eu, și cu rezultate bune. Totuși, de 8 ani încoace, sunteți cel care face și desface la fumați. Nu vă este greu? Adică dumneavoastră vă ocupați mai de tot. Este adevărat, dar așa cum ne-au spus oamenii mai cu experiență ca noi, într-adevăr este bine să-ți o faci cu mâna ta. Nu. V-ați înscris și la licența pro, urmează să luați această licență, ce puteți să ne spuneți despre acest lucru? Da, este adevărat, în vară acum vom încheia cursurile licenței pro, chiar mă bucur și pot să în acest moment să mulțumesc celor de la școala de antrenori că am venit cu, am îmbunătățit bagajul pe care îl aveam. Mă bucur că am întâlnit niște oameni și niște lectori extraordinari care chiar ne-au ajutat și chiar am aplicat în jocurile noastre pe care le-am avut unele lucruri pe care chiar pot să spun că ne-au fost utile. Un curs foarte bun și eu consider că este cel mai înalt pentru fotbal și mă bucur că am făcut parte din generația care va lua licența pro în vară. Dacă tot veți face parte din această elită, să spunem, și va veni o ofertă din Liga 1, ați accepta-o? Cu siguranță toată lumea așteptăm și acel moment, dar la acest moment sunt la afumați, îmi doresc să închei acest campionat cu bine. De ce nu să ne realizăm acel obiectiv pe care ni l-am propus noi în cadrul mai restrâns, adică echipa și cu staful tehnic, acela de a prinde, chiar dacă este destul de greu, acela de a prinde măcar locul de baraj. Sunt șanse să ajungeți în Liga 1 și să faceți o figură bună în continuare? În primul rând să ajungem acolo. Ne dorim să ajungem acolo și dacă vom ajunge acolo, sigur vom face tot ce depinde de noi ca să facem o figură frumoasă. Așa cum am spus de ce în cei 8 ani pe care i-am parcurs plecând de la Liga 4 cu acești jucători, am ajuns să avem această performanță promovând de la un eșalon la celălalt și eu spun că nu am făcut decât lucruri frumoase, rezultate frumoase, cu pașii necesari cu aceea de așteptare și dacă vom ajunge la Liga 1, sigur vom încerca să facem tot ce depinde de noi să iasă bine. În ce se diferențiază afumațiul de celelalte cluburi? Nu pot să spun exact, dar pot să spun ceea ce este la noi. Deci, în primul rând, ca echipă, ne bazăm pe foarte mult caracter, aduc jucătorii numai pe caracter, respect față de adversar și în ultimul rând, deci jocul prestat să fie plăcut pentru toată lumea. Și îndrăznesc să vă întreb, care este cel mai mare vis al dumneavoastră? La momentul acesta, da. Să ajung cu afumațiul la baraj și de ce nu să promovăm în Liga 1 la acest moment. Depășind aceste bariere? Cu siguranță acela pe plan individual ca să poți să antrenezi o echipă de Liga 1.